extraordinar, da? Să spună că discutat acum a fost în local. Următoare ordine de zi. 1. Proiect de ordine de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Inițiator primarul Lungu Varda Petru. Punctul 2. Titlar se fiind trecut. De acord, partea de zi? Da. PSP. Potriva? Abținem. Dacă mai aveți și alte propuneri. Eu am făcut de atât cu Cărășori, la 2 obstrucții, la 5 obstrucții, studiu, în specialitate pentru drumul Buchei. Consultam 300 de mii, 25% sunt pe destudii, 5% sunt locurile de finanță. Valoarea nu știu, am măsurat, o făcut vicinarul, de la fond de la Turceață până la Turceață. Am o consultată de iad, care zice că ar fie trece cu ei, cu bătură cu bunii finanțași. Da. Deci, discutam și punctul ăsta, da? Haideți să vedem cu rectificarea bugetului. Ce noutăți aveam de eventul trecut? Condiția bugetului noastră. Ce părere vă spuneți? Dați aveți pozitiv, negativ, favorabil, nefavorabil? Pozitiv proiectul domnului primar cu câteva amendamente la capitolul 84.02.210. Și ne-am gândit că lăseam din era 1.320.700.000 de lei la reparații dumneavoastră. Să trecem la reparații dumneavoastră public, 350.000 de lei. Reparații și întreținere stației de autobuz, 100.000 de lei. Implementarea nomenclatoarelor, stradalea cu carpografie, nu e o valoare, 50.000 de lei, poate reușim, probabil că există hărțile alea comune și o să reușim să facem și căpuse cu străzi, să dăm de numit, cum și asta. Nu trebuie să nu îți propune bune, dar de principiu investiții la an. Dar nu știu dacă investiții, că eu cheltuiel să faci plăcuții, dar 50.000 de lei, nu. O putem trece pe cheltuiel. Sunt investiții vechi, care trebuie alimentați cu bani. În drumul lanțului îi dau 1.000.000 de euro care vine în teren, să cheltui comunat, să facem mapii, proiecte și... Dacă așteptați puțin să termină. Asta și eu vreau să... Da, da. Reparații de totul pentru hidranții de la Sejarul, 40.000 de lei, hidranți și instalați acolo, întreținere spații joacă pentru copii, 30.000 de lei pentru oameni și pomerați centru, poate reușesc să mai faci toate cheltuieli chestia, și achiziții unei mașini. 50.000 de lei, poate să fie un avans la un camion, poate să fie o mașină dacă doriți pentru primărie, mai mult, dar putem prinde să fie o pornire ceva. Că dacă am prins să luați camion mai mare, 10.000 de 11.000 de euro de aici, se mai găsesc poate de undeva mai târziu. Diferența se poate lua chiar un camion pe acolo. Iar restul punctelor se rămână așa cum era stabilit în primul. Practic a rămas pentru, din capitolul lor, la reparație de 1.700.000 de lei, din 1.326.000 de lei. 1.300.000 de lei, acolo dat odată prima dată, eu 10% de acolo vot bonificație. Așa ne-ați dat un proiect, nu? Un proiect de hotărâre noastră. Așa ne-ați dat. Eu am dat eu de frate, dar un vot bonificație a copredit la sfârșitul. Unii casă, unii lată, a fost ea. Nu știu, ne-am uitat în proiectul de hotărâre al noastră. Iar cei erau 320.000 de lei care au venit, aia rămân acolo noi ați stabilit noastră. Pentru echilibrarea bugetului. Ați încheiat, domnul Brau? Noi am încercat, de exemplu, să facem ceva, încât pentru început de mandate. Chiar dacă e altă și ar vreo primar tot început de nou mandat. Iar că iau comunități cu vechile investiții și au vechile coaliții. Dar investiții dumneavoastră sunt pentru Pungărăcior și pentru Anțul.
Pângărați, Castel, Stejar, nu-i nimic de investiție. Păi ce? Din proiectul de domnul păi da, ce face? Mie, nu chestul nimic. Nu părțim o leacă investițiile. Dar alea au fost trecute în buget. Păi eu cred că de la 10 milioane de euro au trecut. Haideți să discutăm investițiile. Domnilor, haideți să discutăm. Decentizați-vă. Domnul secretar, am rugăminte. Până la ședința următoare să aflăm de la fiecare coleg regulamentul de organizare și funcționare. Ca să știm, doamne, să noi veniți, să nu prea știm să discutăm, nu vreau să facem ca la emisiune la televizor. Intrăm unii peste alții, haideți să ne ascultăm, indiferent dacă opinia colegului nu suntem de acord cu ea, poftiți. O ascultăm și o contracărăm cu argumente. Propunerea deci, vă rog să discutăm. Domnul Brad, a terminat sau nu? Asta vreau. Propunerea care a zis Comisia de Buget pentru trecut o parte din bani de la cheltuieli pentru iluminat, stații de autobuz, câteva spații de joacă de acolo, este un interes al comunului pentru toată comunile, eliminatul public, stați de autobuz, și am vrut să vadă ceva, că am început cu ceva pentru ei. Când am văzut toți banii reparați din unde și cred că trebuie să facă un plan, nu se vede nici omul, spune, domnule, am mai început cu noi să spun. Mai având în vedere că și banii ăștia nu vă așteptați să-i primiți. Deci a fost o surpriză. Și dacă tot a fost o surpriză, să-i împărțăm mult mai mult. Eu propun să prindem bani și pentru stația de filtrare la apă de la Oanțul, care nu mai poate fi folosită niciun fel. Da, ne pune propunerea. Bine, acum aseară. Am primit și o groază telefon. O lumea nu mai știe că eu nu spui în altă funcție, de viceprimar, și am dat telefon. Siguran. Am și eu o propunere, dacă se poate. Haideți să termin eu. Da, terminați. Deci, asta este o propunere foarte bună, consider. Mai ales că avem săpat puțul ăsta cu apă bună, poate rezolva. Da. Domnul Stroi, poate. La Pângărați, Castel, problema veche cu apa. Este o problemă, nu? Nu ar trebui discutată și asta? La Pângărați, Castel, drumul de la Troiță până, măcar până la ăia în deal acolo, e o problemă. Nu ar trebui să discutăm și asta? Și mai sunt încă. Da? Să luăm așa. Ce nu facem totul cum am făcut? Alte pare. Trebuie făcut în toate comunele cu ceva. Toate satele, da. În toate satele cu ceva. Ceva de... Sigur, alte păreri. Spune-ne, domnul. Ca să începem, comisia juridică a dat avis pozitiv. Și mi-aș dori să, ca să nu ne grăbim foarte, foarte mult, să învățim acest proiect, mă gândim în două. Să învățim cum arată capitolul, adică, de fapt, la articolul 1, ar trebui să aprobăm banii aceștia care au intrat. Chiar cheltuirea lor, nu ne grăbim foarte, foarte, foarte mult. Dom'le, hai să facem mai, să facem mai. Pentru că, la momentul ăsta, noi nu știm exact ce vrem. Asta e problema. Pentru că, domnul primar, vrea să facem drumurile, că colegii de la buget financiar o să facem în spații de joacă, să dăm avans acolo, să facem asta. Încă nu știm exact ce vrem. Deci, nu așa mi se pare. Acum, dacă dumneavoastră aveți alte păreri, Deci, bun. Deci, toate comisiile au dat aviz favorabil. Domnul Roș, nu permite să-mi spun și o părere ca coleg și ca cetățean comunic. Nu știu, zic, că avem insistăm doar cu iluminatul ăsta public. Mi-e lasă treaba face, știți? Ca să nu-i zic altfel. Și vă lăsați un termen civilizat. Iluminat public avem. Prioritățile comune sunt altele, domnul. Prioritățile sunt drumurile, cum s-a spus aici. Duceți-vă în Coiana, în Caniței, poate alții nu știți unde e. Să vedeți cum se circulă acolo. Sau chiar în satul Coiana, plecând de aici. Duceți-vă la Pângărați Castel. Duceți-vă la Pângărățioară, dar la Oanțu, de la deal de părul Podului.
la Slejarul, Pisut, exemple pot continua. Drumurile sunt foarte, foarte proaste. Deci nu am terminat odată. Da. Deci astea sunt, sunteți cum spus. Deci astea sunt prioritățile, fraților. Și acolo sunt oameni, sunt cetățeni ai comunei, au mașini și ei, își rog mașinii pe drumurile astea. Noi am făcut asfalt pe aici, pe drumul principal. Dar oamenii circulă pe acolo, am fost și într-adevăr au dreptate oamenii. Când am intrat nu era nimic, nu am văzut pe bucăți, am văzut... Nu era, nu era, domnul primar, nu se vede, alții nu văd. Bă, n-am făcut nimic așa în 4 ani de zile. Prioritatea, domnilor, sunt protecțiile malurilor, părâurilor, oanțuri și pungăresori. Sunt situații grave, că Dumnezeu ne-a dat secetă, dar ne-a dat și voi, să știți. Ați văzut, o ploaie mai puternică era să iei casa cu bordea. Și cât consolidați din malul părâurilor, oanțuri, spre exemplu? Stați, că vă spun, termin. Deci la început acolo vreau. Da, 180. Da. Deci la Pâncărășori, este un punct acolo la Sofronii. Dacă vine o viitură, rămâne și magisat fără izolat, să știți, complet. Și sunt mai multe puncte nevarășe. Deci astea văd eu prioritățile. Lăsați iluminatul public, fraților, deoparte. Nu vorbesc de un spațiu de joacă care se poate rezolva foarte simplu. Nu vorbesc de o stație de autobuz care se rezolvă la fel, cu bani puțin. Deci vorbim de investiții, de sume mari. Eu așa văd, nu vreau să pot să vă dăresc. Spuneți. Domnul Madeleanu, întâmplare face că noi astăzi venim de la o altă ședință. În speță ședința altă întâlnire la sediul gospodarilor. Da. Și am aruncat așa o privire, am spicuit așa din toate documentele de acolo. Dumneavoastră spuneți că toate drumurile sunt rele, toate drumurile n-au fost făcute, toate drumurile. Facturile de la Psicii Gospodarii spun altceva. Adică avem acolo factură de 30.000 de lei, s-a după aia. Factură de 62.000 de lei, Pâncărășori. Factură de, iarăși, 30.000. 20.000. 30.000 până la Castel. Factură de, nu știu, cât în nuanțul. Adică băgăm așa 400 milioane în nuanțul doar pe 2016, luna trecută. Ok. Dumneavoastră spuneți că nu sunt drumuri. Dar facturile spun altceva. Păi drumurile sunt, dar de stare proastă. Păi sunt stare proastă. Cu banii ăștia, scuzați-mă acum că spunem cum facem. Da, da, dar dumneavoastră verificați, vedeți, spuneți banii, treaba dumneavoastră. Știți, nouă ne este frică că o să băgăm banii ăștia la reparații, drumuri, se întâmplă același lucru. Se facturează și nu se face. Nu se fac lucrări. Eu nu zic reparații, eu zic și modernizări să facem. Deci unii facem modernizări, adică să turnăm asfalt. Noi nu dăm balastări de astea, că vedeți ce se întâmplă. Vine viitura alea și după aceea ce stai, bă, cum s-o fac cu lucrarea asta? Deci ce facem, să facem cu modernizări. Dar nu vă supărați, în proiectul de hotărâri văd că scrie negru pe alb, reparații drumul. Domnul... Reparați, nu contează. Nu văd modernizări. Nu contează. Da, dar reparații drumuri poate să însemne, nu știu, o piatră spartă în 3 și pusă drumul la pământ. Și din 13 miliarde, cam cât estimați dumneavoastră că s-a asfaltat? Ca dacă te spui, eu nu-i vine unul care nu delegați. Ca invitat, acolo vine comitii la ea și văd dacă trebuie. Bun, părerea, adică, nu știu, asta e din nou opinia mea. Haideți să lăsăm banii aia acolo, să vedem stadiul. Să vedem stadiul proiectului. Dacă e un proiect, să avem partea noastră de euro, nu? Banii pe care am luat înapoi, revin înapoi. Băgăm până la așa. Deci, domnule, eu vă propun așa. Vă supun la vot. Vă supun la vot aprobarea proiectului de hotărâre și dacă îl aprobăm, deci noi facem să aprobăm care? Rectificare. Păi care discutăm? Cum care? Rectificare? Păi numai unul am ne trebuie, nu? Și după aia, cum îi vom gândi să-i cheltuim, vom discuta.
Hai să pun la vot. Cine este pentru? Nu stați pe sine. 700.000 de lei puși la reparații drumurilor, sunt de proiecte și de SF-uri, cât lumea și pământul. Sunt banii toți alocați pentru cămin cultural, pentru proiecte. Toți sunt aprobați, domnul Ardeleanu. De ce vreți? Nu, acum mai aprobăm la propunerea noastră Comisiei de Buget. De ce vreți să deturnați un pic informația? Îmi pare rău, mă acuzați degeaba. Nu mă acuzați, sunt două variante, stimați colegi. Este varianta propusă așa sau varianta pe care a propus, a citit-o domnul Muraru. Când rămân foarte mulți bani și pentru reparații drumuri și pentru proiecte și toți banii pentru drumuri și toți banii pentru canalizare. Deci, domnilor, astăzi să aprobăm rectificare, dacă sunteți de acord, dacă nu, care rectificare? Care rectificare? A propus-o domnul primar sau asta cu amendamentele noastre? Ce supune, domnul? Păi ce supune? Ce scrie aici? Rectificarea bugetului local, 2006. Asta cu amendamentele noastre? Asta discutăm. Domnul Arceanu, dacă noi votăm propunerea lui domnul Muraru, nu este valabilă? Păi sigur că e valabilă. Păi atunci să supuneți la vot propunerea dumneavoastră și a domnului Muraru. Eu vă propun în calitate de președinte de ședință, trebuie să supun la vot. Supuneți la vot care e el. Acum aș putea. Haideți să reluăm atunci. Deci domnul Muraru a venit în amendamente, da? Și vreți acord în abandonat, președinte de Vagajos, din numele 320.000 propuși ca să intre toți la drumuri, noi am propus ca la reparații drumuri să rămână 700.000 de lei, 350.000 de lei iluminat reparații stradale, 100.000 de lei spații de întreținere și pentru stații de autobuz și stații de autobuz. Implementarea cu asta, cu numerocarea străzilor, 50.000 de lei, sumă destul de mică, reparații astea cu incendiile de la, și hidrații, instalații de incendii și hidrații de la Stejarul, 40.000 de lei. Și spații de joacă la hidrat mai mult, ca azi am avut la verificare. Mai trebuie mai mult la hidrat, mai mult. Da. Am înțeles, este ceva o parte, că nu poți să mai găsit surse de venituri și mai pentru diferențe. Dar să avem un început, să plecăm cu ceva. Reparați asta și spații de joacă la Oanțu și la Pângăraț Centru, 30.000 de lei, 15.000 de lei, nu e o oară mare. Și la o mașină, care dumneavoastră să hotărâți în 50.000 de lei. Doriți o mașină pentru primărie sau o mașină care să o luăm o basculantă ceva pentru gospodare. Sau tot la primărie, care să folosească gospodare. Dumneavoastră să decizi de unde vreți să duceți. Domnul primar face economii chiar și cu mașina asta. Lăsați-l în hotărâți, domnul primar. Nu, dar am spus. Eu am valorat de 4 astea. Ar fost 700.000 la drumul. Da. Și plus ceilalți 320.000 de lei, care îi vedeați cu dumneavoastră acolo și rămâne acolo dumneavoastră. Eu doar la capitolul 84.02.20. Restul totul e aprobat, așa în varianta pe care ați propus-o, domnul primar. Toate capitolele, tot. Acolo ești foarte bun, în afară de iluminat public. Da, te-ai repede. Am foarte bun. Eu vă spun acum, doar foarte cum trebuie. Trebuie pe la anul, facem un proiect serios, așa, de 2-3 miliarde, a fost de frunte la fund. Banii ăștia o să vin și la anul, nu? Poftim? Banii ăștia vin și la anul. Păi banii ăștia vor veni la anul, dar ce vin, dar și nu reușim totul? Nu știu, am pagat o firmă, tot contat. Licităm, da, faci, nu, da, am o rugămintă la domnul Ardelea. Nu ați insinuat ceva că cineva are multe interese sau nu știu ce cu eu. Așa mi se pare mie, n-am nu, dar vreau să spun și de ce că planează probabil ca asupra Comisiei de Buget suspiciunea noastră. Și dacă știți ceva concret, nu știu la ce mă refer. O faci pe o declarație care o e publică, este filmată, televizată. Eu cum am fost, voi plăsați, cum am fost. Dacă știți ceva, cum se procedează, probabil nu știu. Hai să nu știu, doamne. Dacă există și altul, nu știu nimic. Ce se vedem așa. Probabil la experiența noastră, ce se face? Cine se promite că se face concret în comuna asta? Că dacă începe mea cu studii de fezabilitate și cu alte contracte vaporoase, nu a făcut nimic, vrem să vedem ce înseamnă iluminat public, concret, la ce v-ați gândit. Așa ca să se votăm în sume. Doamnă, să știi și ceilalți consilieri. Deci, măcar politicos față de o doamnă. Lăsați-o să vorbească. Ați vorbit. Spuneți, doamnă. Da, și să luăm punctual aceste sume,
Văd că suma mea cu apa de la nu s-a prins, nu s-a ținut cont de ea. Pentru care eu sunt banuca. Eu sunt dimineața fost la urmă. Am dat o sumă estimativă pentru... Trebuie un pompa acolo să trage în toți ori. Dar trebuie să știi și ceilalți consilieri. Ce înseamnă... Dacă e pentru apă, ce nu are ce? Am făcut nouă tapană în tapană în el. Asta e ceea ce a luat ședință. Asta trebuie să ai. Eu sunt în urmă cam lipsirea și lipsirea precedentă. S-a discutat atunci, era vorba de eliminatul public, să prindem între Preluga și Tarcău la drumul național. De lipsează toată lumea de ei. Nu ați mai spart fără discuția, de asta nu știu. Dacă nu avem drumuri, cum o facem? Dacă avem inundații și rămâi satele blocate, cum e? Domnul Ardeleanu, în proiectul domnul Gural, nu-i prinsă... Nu-i al meu. E repart... Care l-ați prezentat dumneavoastră. Reparați iluminat public. Deci nu-i întregire sau ceva. E ceea ce e existent acum, o să mai fie reparat de tine. De câte somă a propus domnul Mura? Poate somă, domnul? Asta a însemnat schimbatul ăia. 700 de milioane. Asta e altceva. Tu trăiești de 50. După adică, la 30 de ani politicația, nu 13 milioane de acolo. Nu l-am dat un politic. Dar așa le-ați dat în proiect. Nu, așa că e mult. 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 Deci mai începem. Noi am aprobat un buget. Domnul Muralu, o secundă, dacă le-ați ascultat. Noi am aprobat un buget la începutul anului. Veniturile egale cu cheltuielile. Deci exact așa spune legea, așa deci nu pot să spun că, fiindcă nu se știe ce venituri vine la începutul anului. Deci cheltuielile sunt în valoare de 97 de miliarde. Deci cheltuieli care sunt angajamente deja, făcute. Deci sunt cheltuieli de personal, iluminat public, care spune domnul Muralu, adopțiuni cu apă, reparații, deci care a fost aprobat de fostul consiliu. Aceasta de 97 de miliarde s-au realizat, dacă vă uitați în contul de execuție, eu m-am gândit că ați luat contul de execuție ca să faceți analiza bugetului, s-au realizat în proporție de 50% la veniturile încasate, din care se include și această sumă de 13 miliarde. Dacă o luați în calcul, această sumă nici nu există. Dar având în vedere că noi să ne lasă Ministerul de Finanțe în continuare, cu proiecte noi, cu, fiindcă dacă n-ai buget, nu-ți dă voie, nu-ți dă nici guvernul, nu-ți dă nici prefectura, nici Consiliul, domnul Crăjești, așa știi că el o fost nici privat. Nu-ți dă nimeni dacă tu nu ai buget aprobat la investiții. În momentul în care noi avem investiții aprobate de costul Consiliului, în valoare de încă 30 miliarde până acum, deci, astea trebuie onorate. Deci, noi, pur și simplu, astea 13 miliarde, vă spuneți așa, nu există. Deci, ele sunt, se găsesc în cheltuielile care sunt prise în buget, domnul Muralu. Se găsesc în cheltuielile care deja sunt prise în buget. Noi, dacă le repartizați, de unde știm noi că deci, încă 6 luni de zile mai încasăm bani? Iluminatul public de acum înainte costă cel puțin 600 de ani. Dar atâta timp cât nu s-au știut că banii aceștia vor veni dumneavoastră, cum ați putut miza pe ei? Sunt priși la deficit bugetar, doamnă. Dacă n-ați auzit de deficit bugetar, deci orice buget local are un deficit bugetar, ca și bugetele de țară. Deci se umflă veniturile, asta înseamnă deficit bugetar, se umflă veniturile ca să ne poată accepta Ministerul de Finanțe investițiile, da. În momentul în care te duci cu un buget mic și nu ai investiții, pe parcursul anului, până pe data de 31 octombrie nu mai ai voie să prinzi noi investiții. Noi ar trebui să ne blocăm la o mână de investiții. Deci nu-i voința mea sau primarul. Astea sunt normele, legea 273/2000, plus legea bugetului local 393/2016, care trebuie să o cunoașteți, domnul consilier, fiindcă sunteți consilier local. În afară de asta, în momentul în care domnul primar a plătit un studiu de fezabilitate din banii ăștia, să zicem 300 de milioane sau 500 milioane, dar în cazul în care nu-l duce la îndeplinire în primul an, obligatorul trebuie să merg la anul. Deci în momentul în care noi plătim studiile, plătim și n-am plătit proiectul, nu putem continua drumul de la Pungărățior, drumul de la Poiană, drumul de la Oanțu. Pentru că trebuie achitate toate. Noi când mergi la guvern sau la fondurile rafățare, trebuie să fie achitate toate. Inspecția în construcții, proiectul studiului de fezabilitate, ești verificat de la A la Z. Deci nu poți să te duci cu o parte și cu o parte nu. Sau,
se întâmplă faptul că noi ne blocăm acum cu proiectul, nu mai putem proiectul la Pângărăcios și la, la, nu zic eu că sunt la Pângărăcios, zic Oanțu, și rămânem cu investiția să o amânăm pe 2-3 ani. Deci, fiindcă acest iluminat public, noi l-am făcut anul trecut la, la Preluca, care domnul Stroia poate să spună că e aici, cu 15.000 de lei. Deci să zicem că mai punem încât 500 de milioane care deja sunt prinși în buget. Sunt prinși în buget banii ăștia. Pentru, pentru reparat, pentru extinderea iluminatului public, prioritatea mare este, cum a spus doamna Gavrilescu, apa, care într-adevăr s-a omis de fostul Consiliu, că nu s-a știut atunci, care este obligator să o prindem. Și restul stații de autobuz, astea le putem pune, le putem face cu banii care sunt deja prinși ca cheltuială. În funcție de cum încasăm banii, se poate demara orice activitate. Dar nu, deci noi nu știm, la ora actuală, noi nu știm ce, ce e venitul. Se întâmplă să nu, să nu mai avem un leu venitul până la 30 de zile. Și atunci ce facem? Nu mai dăm iluminat public, da, e unul curentul, nu mai plătim la școli lemnul, pentru că sunt 2 miliarde de lei numai cheltuielile la școli. Numai la cheltuielile la școli, cheltuieli curent. Apă, lemne, energie, nu mai e, nu că nu vrem. Asta e. Iar pe 31 octombrie, bugetul ne permite să facem o reactualizare a listei de investiții. Ei atunci fac o analiză a bugetului local și îți permite legea că dacă în cazul în care le-ai îndeplinit în proporție de 70% sau sunt investiții care nu sunt începute, să poți spune alte investiții noi. Deci asta este. Dacă dumneavoastră doriți, faceți cum vreți, putem amâna, se pot amâna investițiile în continuare pe la anul și să facem cheltuieli curente, dar, dar nu cred că e de voi de trezoreria să onorăm plățile atât timp cât avem angajamente efectuate. Da, s-a terminat. Unde, domnul Rău? În Comisia Juridică ne-am dorit și noi un, o copie după buget, după toate rectificările de buget făcute pe anul 2016. Ca să știm... Cred că e primul. E primul. E prima rectificare de buget. Ok. Dar ne-am dorit să vedem și noi bugetul, să știm despre ce vorbim, să vedem cât s-a prins, cât s-a efectuat, eventual făcut un raport, cât s-a efectuat din, din, din acel buget, adică cât s-a încasat, cât s-a plătit pe... Te propui, la următoarea ședință. La următoarea ședință vom baca contul de execuție, care acum se aprobă de Ministerul de Finanțe și îl, cu aprobarea Ministerului de Finanțe vom... Ar trebui să știm și noi, într-o care analizăm. Acum, fost început acum cu 3 ani, bani. De bine v-a dus la finalizare în fața timpului. Știți ce nu se legă? Ne spune doamna contabil că banii ăștia deja au fost prinși în cheltuieli, nu știu ce pe acolo să vă spunem. Atunci nu înțeleg ce asta e și rog o rectificare de buget, dacă puteți să-i duci acolo. Nu va ca să stăm de aici și să ne ridicăm. Fără rectificare sunt toate. Dacă au fost prinse în buget, ne spune doamna contabil în bugetul stabilit pe anul 2016, nu mai era nevoie de rectificare. Da, da. Era? Noi ce faci, măi? Din sate așa să vadă ceva făcut. Da. Nu aprobăm și facem la anul. Deci, ce îmi propuneți? Da. Ce mi spuneți din clasă din 700 de la ce îmi promiteți? Nu vreau că văd proiectele de început. Care sunt proiectele? Unde sunt, domn primar? Este contract la avere comisii pentru 1 milion de euro, proiect european, care vreau am plătit studii, am plătit, că n-am plătit.
care le ordine, care vine la voi, mate, vine comitare, care se piață, numărul care le-am văzut. Aia ce studiu, ăsta o să-mi îndeia, piept sau nu. Spuneți, dar noi din 7 miliarde, aici am plătit doar studiile în chiozabilitate. Nu știu ce l-am plătit. Eu am plătit și mie de proiecte în comitare, parte plătesc consultat, acolo și aici, 25%. Și aici au oameni de apa, de la mediu, și tot de apa, tot de... Dar 4 miliarde numai strada de la Bolța, 4 miliarde. Îmi doresc să mai zice ceva. Văd aici, aveți o ofertă de preț. Bănuiesc că a fost una voastră. Asta de unde este? Cine a pus-o? Doamna Isabela? Are 180 de mii, 4 miliarde. Nu e voia. Văd aici în oferta asta de preț, înainte de toate, eu bănuiesc că e puțin, în afară de faptul că este exagerată, cel puțin așa cred eu, nu văd care sunt drumurile. Adică, ok, el face studiul ăsta de fezabilitate cu 50.000 de lei pentru toate drumurile? Nu, nu, nu. Gărășorul la 2.800 e la 5.800, e 3 km ceva de drum. A, îmi cer scuze, da. Păi la pot la Dulceață până la capul satului. La pot să puteți să propun în perioada am în buget, pot la Murală. Acolo obligat trebuie în pot. Sigur, pot obligatoriu. Păi ce o să vii în măsură, tu știu tot ce ați văd dacă... Ok, de asta spune 50.000 de lei, 500 de milioane, doar un studiu de fezabilitate, trebuie 3 km de drum? Da. Așa mi s-a părut și mie. Dar nu-i cam. Iluminat-o, așa mi se pare mea. Sunt 3 km. Ok, și acum ce spun? Nu, da, eu ce am profitat, din nou, când era, aveți cel mai multe, nu poți să-i ce puteți să vă interesați, Pare a bineînțeles, pare iluminat. Deci înseamnă așa. Mai trebuie și luminatul. Îmi permite și mie. Cu apa de la fărgărație, totul, cum o rezolvăm? Haideți, dacă sunt prioritare alea. Să vedem și în altă parte, altă deci, parte. Doamne, Straia. Da. Și cu amendamentul dumneavoastră. Îl prindeți pe bun, atunci hai să cântați o țară. Care credeam? Ce dumneavoastră? Nu așa. Credeam? Exact. Adică 7.000 drumuri și de diferență până la 1.000 din propunerile dumneavoastră sunt lucrări care au o valoare, care au o valoare mică. Domnul Rău, căutați unul pentru toată comuna, căutați unul, știi, cu oferte, drumul și vreți la un cap. Adică știm și noi ce explice să nu suntem lucrări cu ideea asta. Alocăm o parte anul, ăsta nu ești pe partea anul. Păi nu se poate face totul. Pietrele de-a păcit și vezi să se dar nu-i vorba de filtre, domnul, că nu se poate. Tot ea nu-i problema filtre. Este un pus nou, forat, care are apă potabilă. Care la ce investiții? Deci nu e investiție așa mare. Dar la ce este lista de investiții? Nu, 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 da, da, e prins pe lista de investiții. Da, sigur. Au fost prins, l-ați prins în ședința de buget. S-a discutat despre asta, că a fost, am prins pe listă. Nu, la bugetul a început de an, s-a prodotat bugetul. Aș fi 50.000 de euro. Dar sigur că da, e foarte bune. Să scădem 50.000 de 350.000 de acolo și cu 50.000 de
adică îi ducem în porar, adică cu porarea de acolo? Este porar. Ce este porar? Ce este porar, domnului? Trebuie, mai trebuie votat. 50 de bani. Păi, aveți la stejarul, trebuie prins și acolo. Deci, trebuie să investiți mai. Dar mai ales reparații curente sunt bani deja în buget. Domnul Straia vă face spune. Deci, poate ajuta și de lucru, dar din consilier, să mai fac un pic muncă voluntară. Toți vorbește din mod. La ce? La ce? La ce? La acolo e un top ca vechi, e legat cu cea nouă. Când mai ai cea nouă, eu nu zic să facem investiții acolo. Să vedem ce-i cu ea, să vedem ce... Deci nu-i vorba de investiții, vorba de investiții. Eu am fost, când nu-i nouă, ca să ai este apă. Când nu-i nouă, ca să ai este apă. Când nu-i nouă, deci încă o dată, domnilor. Deci vă supun la vot. Fraților. Deci vă supun la vot varianta domnului primar cu amendamentele propuse aici de domnii Muraro, doamna Gabrilescu, domnul Stroia, din înțelesul funcției de cum vom putea împărți acești bani. Cine este pentru? La varianta domnului primar până la momentul ăla. Nu, domnule, de acolo cu amendamentele noastre. Cu amendamentele noastre. Am spus că sunt domnului. Varianta domnului primar cu amendamentele noastre. Domnul Stroia, ce spune despre primii pentru apa de la funerarea? Nu, eu nu sunt de specialitate, n-am fost acolo. Nu că sunt probleme mici. Dar probleme mici, nu cred eu că sunt probleme mari acolo. Probleme mici, eu cred că sunt foarte mari. Adică dacă vrea ca să fie la funerarea, poate fi acolo, în primul rând, de obicei, este internet. Vă spuneți ce probleme sunt acolo. E vorba de probleme de debit. Nu există apă suficientă, mai ales în perioada seșnică. Dar tocmai că era apă suficientă, în bazinul de sus nu era apă. Acolo noi am făcut o bană când închidem zilei pe una parte apa de sus. Dar nu vedea cât ai făcut o leacă de ordine acolo. Sunt niște bypass-uri făcute acolo de fiecare. Ei, domnul la drumuri, că acum o să moară nimeni pentru... Deci a rămas așa. Am luat 50.000 de la Iluminat. Da, am luat și la Iluminat. Am luat de la Iluminat 50.000. 50.000 și-am mai luat cu un milion. 50.000 de la drumul. Dacă nu cheltuim banii aia, mai facem o rectificare și mergem din nou la drumul. Hai să mulțumim pe mai mulți oameni, asta e ideea. Deci aceleși amendamente am mai trecut 150.000 pentru reparație ape, care am luat 100.000 de la drumul, 50.000 de la... Deci, pentru toată comuna, să aveți mai mari nici probleme. Da, cu prioritate pentru cartare doamnă. Pentru altul ca să... 600 acum? Păi la 600. Deci acum de la 700 trebuie la 600. La 600 pentru că am mai luat 1 miliard de la drumul și le-am dus la apă. Ca să mulțumim de toată lumea. Și 50.000 de la... 50.000 de la... 50.000 de la... Deci iluminatul va 300. Da, da. Dar acum nu spune că se cheltuie și umilează. Dacă nu se cheltuie, faci mai multe. Care și treci pe apă, nu știu. Domnul viceprimar. Vreau să spun două cuvinte. Problema cu apa e primordială. Exact. De fapt, termenul a fost în azi, de acum un an, ne-am mai suportat o amânare până la sfârșitul, este dată legii în acest sens, până la sfârșitul lunii octombrie, ne trebuie să luăm măsurile astea și va fi trebuit supus în consiliul local problema asta. Problemele la apă nu sunt de ieri de azi, nu prea au fost renuite din instalații și sunt foarte vechi și inclusiv în faza de... nu s-a respectat proiectul, de fim realiști. Deci normal că și de aici vin deficiențe, că dacă vine cu un racord și nu mai conectează pe dincolo, e jale. Dacă tot veni vorba, pentru următoarea ședință aș propune să-i se prezinte și nou un inventar, atât cu pompele stradale,
câte s-a făcut proiectul respectiv și câte mai sunt acum și s-a făcut cu pompele. Deci vorbesc cu tot proiectul SAPAR. Pentru că pompele alea au dispărut pe toate drumurile, sunt nefuncționale. Nu știu, unde sunt pompele și s-a întâmplat cu ele. Dacă tot spunem că o să dăm, o să externalizăm. Păi trebuie predat cu tot ce există, cu hotărârea. Da, da, asta bănuiesc tot prin hotărârea de Consiliul Local SAPAR. Și ar trebui ca noi, consilieri, să știm, doamne, atât am avut, atât este acum, ce să facem cu restul. Ar fi de preferat dacă am reușit să ne preiască, Domnul secretar, da. Dar mai puțin, lăsați că sunt trimis. Dacă greșesc, după aia vă contrapun cu tradiție. Da? Cu argument. Da. Da, aveți. Da? Deci trebuie să facem neapărat treaba asta. Avem de umblat după avizii. Domnul viceprimar poate să vă spună. Deci numai o autorizare pentru un serviciu de apă. Peste 100 de milioane. Deci numai un aviz. Deci cât avem de... Și sunt bani de cheltuit. Foarte mulți. Eu n-am vrut să știu încă exact la ce foruri avem de umblat și câți bani se vor da suta. Trebuie să mergem la Sechia, la Mediu, peste tot, să obținem avizii, care trebuie să le plătim. Domnul secretar, pe de-aia vă rog, la ședința următoare, vă rog să fie și proiect de hotărâri pentru treaba asta. Normal că fac proiect de hotărâri, dar... Vă rog să faceți cu doamna contabilă o estimare, primit cheltuieli care să vrească. Treaba secretarului să facă un proiect de astea cu estimările cheltuielului de altul. Păi, n-am văzut că vă... O ajutați pe doamna contabilă. Bine, deci să facem preamând, deci cu domnul primar, cu domnul viceprimar și să vedem, estimăm, o mai de dracu, doar avem bugetul, fratele, doar avem bugetul local, nu? Deci în momentul ăsta. Stimați colegi. O explicație suplimentară și fundamentată, da? În lista de investiții suplimentar celor 150.000 de lei alocați astăzi pentru alimentare și reabilitare rețea cu apă, avem pe lista de investiții, inclusiv în buget, sursa de finanțare 02PA, capitolul din buget 70-71, încă o sumă de 150.000 de lei pentru apă. Da? Deci, în momentul acesta, ar fi 300.000 de lei pentru apă. Apa e întreținută. Dar și întreținută e apă. Da. De anul trecut, din septembrie, se poate costa. Comentament. Domnul Strășăvească, cine iasă împotrivă? Se abține cineva? Doamnul Creațelu, vă rog, v-am lăsat la urmă, ne scuzați. Eu nu vreau decât 2 minute, 3 maxim să vă rețin. Acum vreo câțiva ani, nu stau în picioare. Era la școala Pungăreaț o clasă de profesională. O clasă în anul 3 și o clasă anul 2. Meseria de tâmplar, făceau practică la noi la firmă. Câțiva dintre ei rămâneau și angajați, dar... și-ar vrea să încercăm împreună, nu anul ăsta, anul viitor, să refacem, dacă se poate, clasa asta de profesional. Eu mă angajez să poată face practică la noi. Care era profilul? Tâmplar. Universal, da. Și am fost la inspectoratul școlar ieri. Au îmbrățișat ideea. Au zis că în parteneriat cu Consiliul Local și cu inspectoratul școlar și cu școala, bineînțeles, s-ar putea începe proiectul. Ăsta e un proiect care vreau să-l facem. Finanțarea cadrului didactic, cine o va suporta? Consiliul Local? În urma parteneriatului?
Nu, celălalt de cadru. Da, ne permitem noi, eu vă fac o întrebare noastră, gândiți-vă, ne permitem noi Consiliul Local să suportăm. Dar întâi și întâi zi ne documentăm. Orice altă școală din România, de la bugetul de stat. Ideea e că noi oferim sprijin pentru ca tinerii să facă practica la noi. Ne oferim inclusiv ingineri. Eu vă dau un exemplu. Noi avem un parteneriat cu Facultatea de Industrializare a Lemnului din Brașov de mulți ani. Anul trecut am angajat 2 absolvenți, anul ăsta angajam 2. Am angajat 2, veniți deja. De o săptămână, pe anul viitor ne propunem tot 2. În afară de asta avem și alte contracte de training, vin profesori aici, fac instruiri, merg tineri de la noi din firmă acolo pentru tot pentru instruiri, pentru cercetare. Eu cred că e o direcție strategică pentru învățământ în general, să nu termine toți liceul și după aia să ducă să înscrie la șomaj, am fost el și la șomaj, ci mai degrabă cred că e bine să fie direcționați. Eu vă dau un exemplu, există tineri care din septembrie, care lucrează la noi acum, în perioada de vară, au contract de multă perioadă terminată, care sunt la liceu, care la terminarea liceului, pe perioada anului 4 vor primi bursă, până la, după terminarea liceului o să fie angajați la noi și în condițiile în care doresc să se dezvolte profesional, noi le asigurăm susținerea pentru că ei să facă o facultate la distanță, tot pe industrializarea lemnului. Mai mult de atât, în condițiile în care cunoașteți tineri care doresc să lucreze, vă rog să popularizați în mediul dumneavoastră informația că avem nevoie de tineri pe care să-i școlarizăm pe centre cu comandă numerică, pe meseria de tâmplar, de ascuțitor, de în mai multe domenii. Atât am vrut să zic. Vă mulțumim, domnul președinte. Stimați colegi, dacă vă supun, dacă sunteți de acord cu propunerea domnului Crețu, bineînțeles cu respectarea legii, cu găsirea resurselor de finanțare și toate problemele. Fieți bine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, o zi bună. Mai aveți probleme? Trebuie să vin să închis. Mulțumesc.